că tot mi-am luat un nou 4-pet canin, astăzi o să fac un videoclip cu top 10 rase de câini și vom începe cu Chihuahua. Pe cât de mici, poate de fioroși pot fi unii. De tot zic. Da, pe lângă asta, ei sunt cunoscuți pentru faptul că fiind cei mai mici câini, maxim 3 kg poate să atingă unul și sunt cazuri în care unii câini din această specie au putut trăi chiar și 18 ani. Pe locul 9 avem cel mai comun câine de apartament, bișonul maltez. Sunt sigur că voi cei care locuiți la bloc sau aveți prieteni sau rude care locuiesc la bloc au măcar un vecin de scară ce are un câine din această specie. Nu lasă mult păr, pot fi tunși, iarna chiar îmbrăcați. Cunosc pe cineva care își îmbrăca animăluțul iarna să nu-i fie frig, nu mănâncă mult și la fel, fiind niște câini de talie mică, trăiesc extrem de mult, între 12 și 15 ani. Pe locul 8 avem una dintre cele mai periculoase rase de câini, Pitbull, și nu mă refer la cântăreți. Acești câini sunt ușor de recunoscut după aspectul lor, cu blana extrem de scurtă, botul așa atârnându-le fălcile și, bineînțeles, dita mai musculatura. Cocalarii ar fi geloși pe musculatura acestor câini. Eu nu, dacă, să zicem, aș locui la bloc și aș ști că în bloc la mine s-au dat recent niște spargeri, mi-aș lua un câine din această specie, astfel încât dacă mi-intră hoțul în casă când eu sunt plecat, să fiu sigur că nu mai scapă viu. Pe locul 7 avem dalmațianul. Cunoscut și din filmul 101 dalmațieni, într-adevăr, acești câini, femelele din această rasă mai precis, pot naște chiar și 9 pui dintr-o singură sarcină. Trăiesc destul de mult, între 10 și 14 ani, sunt câini de talie mare, pot atinge cam până pe la vreo 63 de centimetri înălțime și, bineînțeles, sunt unici pentru stilul lor al blănii. Albi, cu pete negre, precum plămânii fumătorilor. Pe locul 6 avem acest câine. Nu este un urs panda, este un șau-șau. Bine, asta este un caz mai rar, că unii într-adevăr au blănița albă cu negru și arată exact ca niște urși panda. Majoritatea câinilor din această rasă sunt spre maro-portocaliu, dar ceea ce face cu adevărat special sunt limbile lor, care sunt de o culoare albastră spre mov. Hai să vorbim și despre o rasă românească, deoarece noi românii chiar avem rase de câini apărute aici pe meleagurile noastre. Așa că pe locul 5 avem Ciobănescul de Bucovina. Am și eu un 4-pet din această specie. Bineînțeles, este mare și pufos, dar și rău. Este unul dintre cei mai buni câini de pază, bineînțeles, fiind câine ciobănesc, este învățat să apere turmele de oi și, bineînțeles, se poate bate cu lupul sau chiar și cu ursul. De aceea are blana atât de deasă și atât de mare ca să îi ofere o oarecare protecție. Dar, lăsând asta la o parte, dacă locuiești la țară și ai nevoie de un câine de pază, Ciobănescul de Bucovina ar putea fi o alegere chiar bună, deoarece în două labe poate fi chiar mai mare decât hoțul. Rămâne la capitolul câini ciobănești, așa că pe locul 4 avem Ciobănescul German, cunoscut mai pe românește câinele lup, cel mai comun câine din trupele de poliție. Acești câini pot fi dresați destul de ușor și există o vorbă: nu există oraș sau localitate în România unde să nu găsești o mașină și un câine de origine germană. Pe locul 3 avem un câine care la fel seamănă la aspect cu lupul, numai că nu este la fel de agresiv. Locul 3, Husky-ul siberian, cum am spus și la începutul clipului, mi-am luat și eu un câine recent. Imposibil să îi confunzi. Bine, mai este o rasă de câini care seamănă cu ei. Aceasta este malamutul de Alaska. Diferența dintre malamutul de Alaska și husky-ul siberian este că malamutul este mai mare în talie, mai pufos, dar nu are ochii albaștri, ceea ce îl face pe husky foarte special. Și, bineînțeles, pe lângă ochii săi albaștri, husky-ul are felul său în care dintr-o dată începe să urle ca nebunul. Avem cel mai loial câine, cunoscut ca și câinele lup japonez, cel puțin așa este poreclit pe meleagurile noastre, Akita Inu, a nu se confunda cu Shiba Inu. Shiba Inu este mai mic în talie și este mai roșcat pe partea asta a corpului, pe burtă și pe gât. Akita-ul este un pic mai alb, dar mult mai mare în talie. Revenind la
câinele nostru, acesta are și un film, Hachiko, bazat pe o poveste reală a unui câine care și-a pierdut stăpânul și n-a putut să treacă peste. Există și o statuie în Japonia ridicată în onoarea sa, ca fiind cunoscut cel mai loial câine. Și pe locul întâi avem un câine pe care, sunt sigur, nu v-ați fi așteptat să-l vedeți în acest top, dar apoi pe primul loc. Așadar, pe primul loc, maidanezul. Sunt un câine rău, eu rup lesa, nu mă pot stresa. Probabil că nu v-ați fi așteptat să pun câinele maidanez pe primul loc. Cunoscuți ca fiind cei mai comuni câini, îi găsești absolut peste tot pe stradă, oriunde ai locuit în România. Ei bine, de asta i-am pus și pe primul loc, sunt cei mai ușor de crescut. Nu au pretenții la mâncare, poate să mănânce orice. Sunt foarte rezistenți la boli, gândiți-vă la câinii care locuiesc ani de zile pe străzi și pur și simplu mor de bătrânețe sau, din păcate, unii loviți de mașină, dar majoritatea trăiesc până și ating bătrânețea, deci, în concluzie, sunt foarte rezistenți la boli, pot trăi fără să vadă în viața lor veterinarul, nu vă recomand asta, dacă vă adoptați un câine maidanez de la adăpost sau luați de pe stradă, duceți-l la veterinar că poate o avea paraziți interni sau și mai rău, poate o avea și rabie, cine știe. Dar după cum am spus, dacă nu sunteți pretențioși la ce câine vreți să adoptați, nu vreți să dați bani mulți pe el, puteți lua gratuit, îl adoptați sau luați de pe stradă, nu au pretenții la mâncare și puteți să luați un maidanez care, cum să spun, maidanezii au o varietate de forme. Unii cresc mici, unii cresc mari, pufoși sau cu părul foarte scurt, nu contează, îi puteți învăța să fie jucăuși sau foarte buni de pază. Maidanezul este cel mai bun câine pentru români. Cam ăsta a fost și clipul, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mă contraziceți, vă aștept în secțiune în comentarii dacă sunteți de părere că n-am făcut clasamentul cum trebuie și vreau să-mi scrieți în comentarii acolo ce animale de companie aveți și voi. Câini, pisici, ce rase sunt și așa mai departe. Cam asta a fost, să ne auzim cu bine data viitoare. Ciao les tuturor!